seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție și Sănătate. Ana Maria Demetrescu, mă numesc, profesor inginer în alimentație, nutriționist, fitoterapeut și terapeut în medicina cuantică. S-apropie sărbătorile de iarnă. Categoric, majoritatea dintre noi mergem să facem cumpărături sau ne stabilim ce dorim să mâncăm în acest an de Crăciun. Categoric, porcul, sau mai exact carnea de porc, este vedeta acestor sărbători. Dar, așa cum am specificat de fiecare dată, haideți să vedem de unde cumpărăm carne ca să, într-adevăr, să ne hrănim sănătos și, într-adevăr, să fie o variantă mai sănătoasă și mai naturală. Pentru că am vorbit despre organismele modificate genetic, am vorbit despre antibiotice, am vorbit despre alimentele care sunt pe piață și care, din păcate, nu mai sunt naturale. Astăzi am un invitat special, mai exact un cântăreț de pop și un solist vocal de operă, care ne va spune despre proiectul lui, un proiect foarte interesant, și o să las să ne dezvăluie cum a pornit acest proiect de la muzică, de la scenă, mai exact, la fermă. Bine ai venit, Vlad Miriță! Bine te-am găsit și bine m-am găsit pe toți cei care ne priviți. Spune-ne, în primul rând, cine ești tu, pentru că lumea te cunoaște ca fiind cântăreț. Da. Sunt bunul prieten al ploieștencei voastre, Nico, împreună cu care în 2008 am participat, am reprezentat România la concursul Eurovision și de Nico mă leagă o prietenie foarte strânsă de ani de zile. Sigur, profesia mea este de artist. Chiar anul trecut am împlinit 20 de ani de carieră, nu vine nici mie să cred. Mulți înainte! Mulțumesc, la fel. Se întâmpla în 2002, în sfârșitul verii, era încă festivalul Mamaia, ceva încă interesant și era un festival foarte urmărit. Și am avut și eu șansa să particip atunci, am câștigat locul întâi la secțiunea debutanți și de atunci a început cariera mea artistică. Și au trecut așa, pac-pac, în două secunde, 21 de ani deja, că suntem deja în 2023, deci anul ăsta am făcut 21 de ani de carieră. Super, felicitări pentru toate reușitele. Mulțumesc. Însă te-am adus în emisiune, pentru că este o emisiune despre nutriție și sănătate, să vorbim despre proiectul tău legat de fermă. Proiectul meu de suflet. Se întâmplă că am copilării la țară și se pare că cel puțin o parte din ăștia care am copilării la țară rămâne cu nostalgia copilăriei și cu dragostea asta pentru natură, pentru animale, pentru, nu știu, avem... Eu cel puțin am această nostalgie a copilăriei și am amintirile foarte vii. Cum trăiam eu la bunici, cum mergeam cu animalele, cum... Și în paralel, undeva prin 2010, dacă nu mă înșel, am avut niște probleme de sănătate, nu foarte grave, dar eu care eram un tip foarte sănătos, a fost ceva care mi se părea că sănătatea asta e ceva pentru totdeauna, nu? Da. Așa. Și am început să caut. Ce cu treaba asta? Mai înainte au fost ani în care era un curent întreg împotriva porcului, de exemplu, că tot vorbim despre doamne, porcul este foarte nociv, că e foarte gras și pățim de la el, facem colesterol, facem cu inima, facem... Și eu atunci simt minte că eram interesat, mai făceam și sport și venisem în București și îmi cumpăram numai carne de pui de la magazin de unde găseam și doar o fierbeam, o fierbeam așa, băiam un pic de sare și mi se părea că mănânc super sănătos. Au trecut ani, acum nutriționiștii și-au dat seama că de fapt porcul nu e așa de rău, ba din contră, și se explică după atâția ani cum bunicii noștri mâncau și porc și mâncau și... Și nu aveau nimic, cum se spune. Ideea este că depinde ce face corpul nostru cu alimentele pe care noi le consumăm și de unde provin alimentele pe care noi le consumăm, că aici contează foarte mult. Ce am observat în ultimii ani și mai mult așa, în ultimii 2 ani, cred, mai mult, au apărut din ce în ce mai multe voci, voci mai pregnante, care se aud și se văd și în spațiu public, care de fapt recomandă ce? Recomandă
o dietă echilibrată, să fim ponderați, să nu facem excese și sigur să mâncăm o hrană de calitate. Pentru că nu-i tot una să zici, adică nu poți să zici porc și să pui egal și să spui e rău sau e bun. Nu. Porcul poate să fie foarte bun, poate să fie foarte rău, la fel și puiul, la fel și... Deci exact asta. Ce face organismul nostru cu ceea ce consumăm? Exact. E să evităm excesul, că asta... Exact. Și problemele de sănătate care automat ne împing oarecum să avem o alimentație spre o direcție. Hai să ne întoarcem la proiectul tău. Ok. Deci ai avut anumite... o problemă, da? Și ai căutat soluții să mănânci mai sănătos. Da, am descoperit, căutând, am descoperit că... Că de fapt, aici să mănânci sănătos, da, din comerț. E foarte greu să găsești, e foarte greu să determin dacă ceea ce cumperi este cu adevărat ce scrie pe etichetă sau ce inspiră eticheta, că sunt etichete care inspiră anumite lucruri, au puțin verde, au puțin, nu știu, ce scrie acolo sănătos sau scrie natural sau scrie ceva și asta ne duce cu ideea că e ceva foarte bun. Da, dar dacă ne uităm la carne, să fim serioși acum, că vedem într-o vitrină, cel puțin în supermarketuri, nu prea scrie nimic. Da, și am înțeles într-un final că de fapt, nu porcul e rău sau bun, nu puiul e rău sau bun, nu curcanul e rău sau bun, nu peștele e rău sau bun și nici vegetalele nu sunt bune neapărat sau nu sunt rele. Și e foarte important cum au fost obținute, cum au fost animalele, cum au fost crescute, plantele cum au fost de asemenea cultivate și îngrijite pe tot parcursul până la recoltă și așa mai departe. Și mi-am dat seama că, de fapt, cum creșteau bunicii noștri, pe care îi tot pomenim tot timpul, animalele e ceva ce e de dorit și nu se mai întâmplă. Deci am crescut cu carne de porc, am plecat din sat, am plecat de pe lângă casă, am ajuns la oraș și sigur vrem să continuăm să ne alimentăm tot cam așa, tot cu porc. Numai că porcul pe care îl mâncăm azi, numai porcul pe care îl mâncam atunci la bunici. Ok, că... și mă întorc chiar la tine. Da. Cum ai făcut? Pentru că nu e ușor, adică și nu... Nu e ușor, nu e ușor. A început, de fapt, a început ca o nevoie pentru... Noi, ca familie, părinții deja își cumpăraseră o proprietate undeva la marginea orașului, care nu era chiar mică, nu era nici foarte mare, dar vreo 7.000 de metri pătrați, o curte destul de generoasă. Ei au copilării la țară, au trăit la țară până în adolescență și ei au rămas cu... cumva cu pornirea asta. Păi să avem și noi acolo niște găini măcar, să avem niște ouă. Și ușor s-au retras către terenul ăsta nostru și am început să creștem pentru noi. În perioada respectivă eu am început să mă documentez și m-am prins eu cu domne, dacă noi mâncăm porc, trebuie să-l creștem noi, să vedem. Și am descoperit un personaj fabulos, recomand oricui să-l caute, trebuie să mai dăm așa, să mai vedem. Și acest personaj se numește Joel Salatin, este un american fabulos, un fel de, nu știu, un trendsetter sau un icon sau o locomotivă, un om la o generație, pot să spun, care m-a molipsit, efectiv, cu abordarea lui, o abordare foarte curată, așa, și foarte firească, oarecum. El a spus, domne, de ce în industrie avem probleme cu animale? De ce trebuie să le ținem pe antibiotice? De ce trebuie să le... Sunt niște organisme care nu rezistă fără tratamente. Da, categoric. Deci e o problemă. Ori cu sistemul în care le creștem, ori cu, nu știu, ceva nu e bine. Și zice, el a concluzionat că un animal, ca să fie sănătos, trebuie cumva să urmărești ce se întâmplă cu el în natură. Să nu fie stresat, mai exact, să fie liber, să trăiască... Exact. Și sunt niște aspecte foarte simple. Dom'le, animalele niciodată nu stau în același loc. Ele tot timpul merg, se duc, se schimbă locul. După ce merg? După hrană mai bună sau după iarbă proaspătă, depinde. Dacă fug de prădători și atunci tot timpul stă în mișcare. Deci nu stau tot timpul în același loc. Asta înseamnă că tot timpul ei sunt în spații curate, în spații... No. Se mișcă, stau în aer curat, stau la soare. Soarele este cel mai bun dezinfectant. Chiar am avut această revelație. Domnul în spital se sterilizează, să le dă operații și așa cu raze UV. Uh-huh.
cel mai tare aparat UV este deasupra noastră în fiecare zi și e gratis. No. Soarele înseamnă vitamina D, care înseamnă un sistem imunitar puternic, care înseamnă că nu trebuie să intervii cu medicație pentru animale și așa mai departe. Și m-a prins chestia asta, am început să o înțeleg și atunci am început noi să creștem. Am început să creștem pentru noi. În vreo 3-4 ani au început prietenii apropiați. Băi, am și eu copil mic, aș vrea să și eu să iau ceva mai sănătos. Și treptat au trecut ani și iată avem această fermă care deja e un mic business de familie. Văd în imaginile de pe ecran, pur și simplu, niște rase, da, de porci, pentru că nu sunt acei porci pe care îi cunoaștem de la bunicii noștri, dacă nu mă înșel, sau... Da, nu sunt acei porci albi cu care, să zicem, suntem obișnuiți. Ok, și văd pur și simplu că se plimbă pe un teren fericiți. Da. Da, și au foarte multă verdeață, soare. Deci sunt acele animale fericite. Hai să ne întoarcem puțin la porci, pentru că acolo... Vreau să ne spui mai multe despre rasa pe care tu ai ales-o să o crești și terenul și tot ce este, cu ce hrănești porcii, cu ce le oferi, ce tratament pentru a-i face fericiți le oferi. Păi noi îi creștem cu o uruială țărănească, chiar așa se și numește. Avem un furnizor local în apropierea orașului Târgoviște. Noi suntem situați în Târgoviște, în județul Dâmbovița. Deci lângă voi aici. Da. Și avem acest furnizor care este suficient de mare să ne dea totuși și cantități, pentru că nu creștem un porc, creștem undeva 80-100 pe an, dar nici atât de mare încât să nu-l intereseze așa o fermă mică cum suntem noi. Și am găsit dialog așa și cumva avem privilegiu să intervenim pe rețeta de furaj. Adică nu vrem tratamente în furaj, nu vrem nici proteină foarte multă care să grăbească foarte mult creșterea. În general, la toate speciile pe care le creștem, porc, pui și curcan, avem o creștere mai lentă decât industria. Oricum este mai lentă chiar dacă am folosit furajul industrial, pentru că stând afară animalele cheltuie energie și cu termoreglarea, poate e prea cald, poate e prea frig, poate... Și fac și mișcare, așa cum ai zis. Și se mișcă și atunci oricât am vrea noi să ia în greutate mai repede, nu o fac. Și atunci sunt animale un pic mai mature, sisteme imunitare puternice. Deci intervenim pe rețetă. La porc e simplu, că la porc nu e așa o rețetă complicată. Folosim o mazăre forajeră, porumb greu și floarea soarelui. Atât tot. În schimb, la pui și furcanii rasele de carne, trebuie să respecti un anumit procentaj de proteine, pentru că rasele astea sunt ca, nu știu, ca niște mașini din astea de curse. Dacă nu le pui combustibilul potrivit, nu cresc sau se tarează. Adică nu numai că nu cresc, se tarează. Fac carențe. Ca și rasele mari de câini. Știu că eu am avut și pasiunea asta de câini, încă o mai am. Și când aveam câine de rasă mare, tot timpul spunea, vezi, dă-i calciu care crește rapidă și face, nu știu, din asta cum se numește, rahitism și nu știu ce. Atunci, în toată perioada de creștere, trebuie să fii foarte atent cu aportul ăsta, mai ales de minerale, calciu. Deci ai și studiat puțin. Da, am intrat pe terenul tău aici. Da, ai și studiat, pentru că, într-adevăr, acum dacă ne întoarcem puțin la acele animale, acei puși crescuți de diferiți țărani în gospodărie, ei cam sunt hrăniți din resturile pe care, din resturile care rămân, ca să zicem așa, de la familie. Automat, dacă familia respectivă mănâncă alimente procesate, pline de antibiotice, alimente cu meuri și nu mai specific, cu ce animalul este hrănit tot așa și automat stă închis inclusiv în mizeria pe care el o produce și carnea nu putem să zicem că este 100% sănătoasă, chiar dacă este cumpărată de la e oricum mult mai bine decât în industrie. Deci este. Sunt trei categorii. Așa am făcut eu, le-am pus așa cumva pe categorii și am spus porcul, să zicem, și nu numai porcul, în general o carne foarte
obținută industrial este pe nivelul cel mai de jos. De ce? Pentru că animalele, fie că spui, fie că sunt porci, fie că scurcani, sunt crescute în spații foarte mici, adică populație foarte mare, densitate foarte mare de animale pe spații mici. Asta înseamnă animalele respective n-au acces la soare, n-au acces la aer curat, jos sunt dejecțiile tot timpul, îi respiră treaba asta și tot timpul trebuie animalele ținute în viață cu antibiotic. Da, pentru că niciun producător nu riscă să, nu știu, logic, să aibă o hală de 10.000 de pui și să intre o boală în puie și să intre faliment. Da, și atunci, preventiv, aproape pe tot ciclul de furajare, se intervine cu antibiotic. Asta e situația. După aceea e porcul crescut în gospodării. Da. Un gospodar poate are un spațiu un pic mai generos, altul poate mai puțin. Poate unul are timp mai mult și face curat des, poate altul nu. Și așa mai departe. Dar oricum preferi un porc din ăsta, oricum crește mai greu. Un porc, am aflat în industrie, crește undeva în 4-4 luni jumate, până la 100 de kilograme. Ceea ce m-a uimit. Și mănâncă hrană lichidă, nici măcar nu mestecă toată viața lui, o hrană lichidă proteică și el în 4 luni a ajuns la 100 de kg. Ceea ce este incredibil. La noi ajunge în 12 luni. Adică de 3 ori mai mult. E porcul din gospodărie. Țin minte că la bunici n-aveau spațiu foarte mare să meargă, dar în fiecare zi, mai ales în anotimpul verde, bunicul mă trimitea în grădină să cosesc și să aduc la porci o târnă de iarbă. Ce du-te și cosește la porci. În fiecare zi mâncau iarbă. Iarba asta, dacă animalele au acces la iarbă, și porcii și puii sunt animale omnivore, mănâncă și iarbă dacă au acces la ea. Este extraordinar faptul că ei ingerează această masă verde, care e plină de vitamina D de la soare, prin fotosinteză. Da. Aduce un aport, nu mănâncă, nu știu, nu e că mănâncă 80% din hrană numai iarbă dacă are acces, nu. Dar undeva la un 20-30% dacă are acces pe zi, mănâncă. Ceea ce schimbă fundamental calitatea cărnii. Okay. Ne întoarcem la porcii fericiți pe care tu ni-ai arătat în imagine, că îi văd deja că sunt foarte relaxați acolo. La câte kilograme ajunge un porc? Spune-ne cum comercializați voi, adică dacă sunt doritori, unde se pot adresa sau cum pot cumpăra carnea? Spune-ne așa câteva detalii. Da. Noi suntem o fermă mică, cum am mai spus, nu avem niște cantități foarte mari și atunci livrăm doar online, adică livrăm la domiciliu cu comenzi în prealabil făcute pe site-ul fermei. Livrăm o dată pe săptămână. În toată țara sau în anumite orașe? Livrăm în toată țara de ceva vreme. Avem un partener la București care are, să zicem, infrastructura necesară să poată livra, are mașini frigorifice. Noi ducem marfa în București la depozitul lor luni. Tot luni livrăm și tot Bucureștiul. Și Ploiești, că e cumva în drum. Da. Ori la întoarcere, ori la dus. Ne bucurăm să auzim lucrul ăsta. Da? La fiecare livrare avem una, două opriri și în Ploiești. Sau dacă nu în Ploiești, în zona Ploiești. Așa. Și luni seară marfa merge la partenerul nostru din București și marți dimineață pleacă spre țară. Undeva pe vineri se livrează în localitățile cele mai îndepărtate. Mai au niște depozite prin țară și se oprește marfa acolo, pleacă iar a doua zi. Pe joi, vineri se livrează până la Satu Mare sau Arad. Sau... Super, deci este un lucru extraordinar pentru că, într-adevăr, eu recomand la cabinet să se consume alimente de la țară sau de la producători, cum zic eu. Nu aveam o sursă sigură de unde să le spun să se ducă să cumpere. Producătorii locali, cel puțin pe care eu îi cunosc aici, nu au avut la nivel mare, adică nu au avut o producție foarte mare. Iar când am auzit de ferma ta, chiar m-am bucurat foarte mult pentru că sunt mulți oameni care doresc să mănânce mai sănătos și să mănânce cantitate mai mică, că eu așa le recomand, cantitate
cantitate mai mică, dar consistentă, adică să avem toate substanțele nutritive necesare. Pentru că este foarte important să ne hrănim. Asta este cel mai esențial. Perfect. Deci distribuim în toată țara. Există un site pe care intrăm și dăm comandă. Bănuiesc acolo să găsim toate detaliile. Dacă nu dorim să mâncăm porc de Crăciun. Deși vă recomand toată inima. Să zicem că, nu știu, avem un colesterol mai crescut sau suntem la Am o poveste cu colesterolul fabuloasă. Am un prieten din copilărie, din adolescență, am un prieten foarte bun, care nu era neapărat interesat de o nutriție mai sănătoasă și așa, dar i-au ieșit analizele colesterolul mărit. Ce, băi, frate, am o analiză de colesterol mare, nu știu. Auzise el că rasa mangalița, noi la momentul respectiv creșteam exclusiv mangalița. Acum, că vorbeam și de rasă un pic mai devreme, că ies niște porci maronii, așa. Noi avem aici mangalița și metiși de mangalița cu duroc. Duroc e o rasă mai de carne, să spunem, dar din rasele mai vechi, mai curate, mai cinstite, așa. O rasă de carne nu, care arată ca un culturist, așa. Și facem această metisare, pentru că mangalița e un porc foarte gras. Se spune că nu are colesterol și oamenii înțeleg prin asta că nu e gras. Nu, are grăsime foarte multă, doar că o grăsime de foarte bună calitate, dar prea multă. Pe vremuri era un porc foarte apreciat pentru că oamenii nu aveau frigider, trebuia să topească untură, aveau de unde, că era un porc foarte gras și țineau carnea la garniță până în primăvară târziu. Și atunci am făcut această metisare cu duroc. Hey, el, prietenul ăsta al meu, mi-a spus, băi, am auzit că porcul ăsta mâncărița nu are colesterol. I-am explicat eu cum e cu grăsimile nesaturate și așa mai departe. Dom'le, e gras, dar grăsimea e foarte calitativă și are un colesterol bun. Există și colesterolul bun și colesterolul rău. Fără să intru în prea multe detalii, el a zis, băi, eu nu pot să renunț la grăsimi și la prăjit. Mie îmi place să-mi fac un ou prăjit dimineața, să nu știu ce, că am copilări la țară. Dar zic, uite, îți recomand. Și i-am dat o bucată mare așa de slănină, ce lasă că mi-o topesc eu acasă. Și a făcut acasă și am uitat. Și după jumătate de am sunat. Ce, frate, în toată jumătatea asta, n-am mâncat ulei, n-am mâncat nimic. Numai untură de la tine, dacă mi-am prăjit ceva, dacă mi-am făcut așa, cu untură. Și nu mai am colesterol. Adică l-am în limite normale. Adică a fost o chestiune care chiar s-a monitorizat. Și a avut rezultatul ăsta, da. Da, într-adevăr, că acum dacă ne gândim că majoritatea prăjesc în uleiul acela dublu rafinat din comerț și prăjesc intens. Și reprăjesc și așa. Da, și inclusiv cartofi și inclusiv carnea și tot. Adică e vorba despre exact ce am vorbit mai devreme. Ceva echilibrat. Da? Adică o alimentație echilibrată. Da, nu am nimic împotriva consumului de untură, ca să-i zicem așa, dar în cantitate mică și în cazul în care corpul nostru este ok și tolerează, dar, repet, în cantități mici, pentru că și plus de asta de la o sursă oarecum sigură. Dacă nu veniți neapărat la noi, vă recomand să vă recontactați bunicii, unchii, verii care mai sunt pe la țară și înseamnă foarte mult să-ți crească cineva o pasăre de curte, un animal. Este, într-adevăr. Este aproape un lux deja în ziua de astăzi. Da, din păcate nu mai am o singură bunică undeva în Moldova care este foarte bătrână și nu, adică foarte greu mai crește. Da. Dar găsim la ferma ta. Spune-ne despre păsări, pentru că aici iar este un subiect foarte... La fel ca și la porc. Deci și pui pot fi și foarte buni și... Aveți doar pui sau aveți și... Avem și curcan. Curcanul se crește mai greu, e mai sensibil, e mai pretențios, dar avem și curcan, nu foarte mult, crește undeva la 150 pe an, ceva de genul ăsta. Pui sunt mai puțin pretențioși, și curcanii și pui, la fel ca porcii, stau pe pășune, deci pe iarbă. Suntem peste sistemul. Sunt fericiți și ei, da? Că tot vedem în comerț puiul fericit. Te sunt fericiți. Ăștia sunt fericiți. Sunt prea fericiți. Sunt chiar fericiți ăștia față de puiul fericit. E numai pe etichetă scrie, nu scrie fericit. O întrebare, cum arată? Am văzut în comerț puiul acela fericit, da? Care are o piele foarte galbenă, chiar spre portocalie. Dacă vă spun o poveste cu pielea galbenă, e ceva fantastic. Păi, categorică nu e naturală, dar... Probabil că fiind în domeniu, poate ai auzit, dar
O spun că e tare. Deci acum câțiva ani am dus la Indagra, la Târgu Indagra. Căutam un furnizor de furaje sănătoase și mă duceam eu la ei cu tot felul de pretenții. Știți, am înțeles că furajele pentru pui vin cu tratament în ele, noi vrem fără, nu știu ce, cu tare. Cât aveți? Păi avem și noi 1500 de pui pe an. Ce știți că 1500 de pui vin de la producător de 10.000 pe lună? Da. Și da, vrem să, păi ce, ca să-ți fac furaj pentru tine, trebuie să-mi ocup un silos de la întreg numai pentru tine. Ori nu ai ce să, de unde e? Nu-l consum nici în 10 ani, cu cât spui crește. Și din vorbă în vorbă cu el, am înțeles, nu spun numele producătorului, dar omul mi-a spus așa. Zice, există, noi putem să facem cu coloranți, cu carmin, cu nu mai știu ce se bagă în furaj, au paletar de culori. Ca la dentist. Vrei să fie dintele mai așa? Să cam așa. Și pentru culoarea asta pe pielea puiului, recomandăm furajul ăsta cu atâta colorant. Și puiul este galben frumos. Da. Și puiul și ou de găină, la au fel, mai da. Îi scoate galbenușul, mai portocaliu, dacă îi bagă colorant furaj. Atunci am aflat, mi s-a părut fabulos. Da. Da. Mă gândeam că e vorba de colorant. Da. Pentru că el n-are cum să fie. Și noi nu-i avem așa de colorați ca cei din ăștia și creștem cum îi creștem. Un pui care ajunge la culoarea aia galbenă nu poate să fie decât o găină matură, adică să trăiască măcar un an, să facă grăsimea aia galbenă. Un pui care trăiește 3 luni nu face culoarea respectivă. Da, dar e exact doar piele, atât. Adică nu există de grăsime care să... Da. Deci se vede clar. Deci, să nu cumpărăm... Bine, știam lucrul ăsta și categoric mulți dintre telespectatorii și sau mulți dintre clienții mei știu că culoarea aceea galbenă nu este naturală și... Da. Plus că, vorba ta, am trăit și noi oarecum, am mers pe la țară, am avut bunici, am mai mâncat când eram în copilărie un pui de țară, de casă și e cam imposibil să se transforme. Perfect. Cum, și la fel și distribuiți carnea de pasăre, tot așa, da? În la aceeași... fel. E un detaliu foarte important pe care vreau să-l menționez. Știu că la început, când am început să vindem, am avut așa un pic de reacție din partea unor clienți. Dom'le, noi vindem totul congelat. Asta e iară o discuție. Cum adică congelat? Adică nu-i proaspătă mâncarea? Păi, avem două variante. Ori îl congelăm ca să ajungă la satul mare în 4-5 zile, ori îl injectăm cu ceva care să-l facă să țină. Nu există carne proaspătă care rezistă o săptămână la raft. Și atunci, carnea refrigerată de la raft e o carne care este tratată, să spunem așa, generic. Adică e injectată cu de conservat minim ceva. Săruri nitrice care să le prelungească perioada de valabilitate. Deci, congelatul nostru este mai proaspăt decât carnea proaspătă de la raft. Și am observat că a apărut și un studiu. Noi, din familie, păstram congelat, că tăiam porcul de Crăciun cât puteai să mănânci. Congelam, nu prea făceam garniță, stăteam la bloc. Da. Și n-au fost probleme. Dar am înțeles acum, studiu făcut de Universitatea de la Severin, mi se pare, am zis că e o universitate de științe alimentare prestigioasă la noi în țară, acolo, la Severin. Severin sau... Târgu Mureș sau Severin? Nu, Târgu Mureș nu. Severin sau... Mă rog. În sfârșit, studiu pe internet, puteți căuta despre alimentele congelate. Și au descoperit așa, că după un an de zile, carnea versus carnea proaspătă, proaspătă însemnând astăzi animalul sacrificat și astăzi făcută analiza în câteva ore, versus carnea de la animalul sacrificat azi, ambalată și congelată tot congelată astăzi. Congelată rapid, ca să specificăm că asta contează foarte mult. Nu adică cum congelează... nu lăsat-o o săptămână, n-ai vândut-o, după aia o congelezi. Da, ca așa fac de obicei producătorii. Da. Am sacrificat animalul, l-am ambalat, am congelat. Deci în aceea zi. Decongelată după un an de zile, comparată cu carnea chiar proaspătă de la animalul sacrificat astăzi, își păstrează 100% tot ce înseamnă proteine, minerale și așa mai departe,
cu 2% mai puțin vitaminele liposolubile, vitamina C și nu mai știu ce altă vitamină, adică în loc de 100%, 98% vitamina C. În rest, totul 100%. Și gustul este da, dar fel. Doar în cazul în care sunt congelate rapid, imediat. Doar în cazul în care este congelată, da, sigur. Că mulți consideră că dacă cumpără din comerț un animal sacrificat cine știe când, care ei zic că am rămas puțin aici uimită într-un supermarket când am întrebat în cazul peștelui dacă este proaspăt sau când a fost adus și mi se a zis că săptămâna trecută și zic, păi cum, peștele proaspăt îl țineți pe acest pat de gheață o săptămână? Păi e valabil. E valabil la ce? Îl congelați noaptea și îl decongelați ziua? Că eu tot nu înțeleg. Da, da. N-ai cum. Un pește dacă l-ai luat sau congelarea, urce... Nu înțelegeam de unde vine cumva reticența și am înțeles. Deci congelarea este o chestiune care... Omul nu înțelege, domne, congelat, ce înseamnă asta? La decongelat, la recongelat, la loc, e o chestiune de încredere până la urmă. Da, pentru că într-adevăr în ziua de astăzi, mai ales vara, sunt foarte multe produse care sunt congelate, sunt transportate neadecvat, ele trec într-un proces de decongelare, nu total, parțial, după aia le congelează iar, deci și se vede pe structura, pe aspectul cărnică. Da, mai ales la pește se vede că e strâmb, că e ăla, n-are cum să fie niciodată. Când e congelat, automat el e așezat corespunzător și rămâne întreg. Da, am mai avea de discutat, dar timpul este limitat. Subiectul e foarte vast, nu se poate cuiva așa repede. Deci, dacă dorim carne de la animale și păsări fericite, dacă dorim carne mai sănătoasă, care într-adevăr să ne ofere toți nutrienții necesari, apelăm la ferma bio-eco, putem să-i zicem așa, sau cum să... ferma naturală. Și asta e un subiect de discutat. Este, dar sună într-un fel... Eu aș spune o fermă mai mult decât... O fermă fericită, cu animale ecologi. Fericite, da. Am văzut și în poze și chiar v-aș recomanda ca în acest an de sărbători să încercați altă variantă de carne, chiar dacă cumpărați în cantitate mai mică, pentru că trebuie să fiți conștienți că animalele acelea care le-ați văzut și în poze nu sunt crescute pur și simplu așa din natură, au și ele nevoie de o îngrijire specială și automat carnea este de bună calitate și nu va avea niciodată prețul scăzut ca cea din comerț, dar pentru toți pacienții cabinetului și pentru telespectatori în general, dacă vor cumpăra de la ferma lui Vlad, animalele fericite vor avea 15% reducere, deci un cupon de 15% pe care îl vor găsi în cabinetul meu sau dacă doresc ne pot trimite mesaje și vor beneficia de această reducere. Eu zic că se merită să încercăm anul acesta să găsim și altă variantă, da? Să încercăm să mâncăm mai sănătos, pentru că știți foarte bine că după sărbători aruncăm foarte multă mâncare, plus de asta ne mai trezim și cu indigestie sau cu probleme de sănătate. Deci dacă vreți să consumați carne de porc, eu vă recomand pe cea de la ferma lui Vlad, pentru că ați văzut că porcii sunt fericiți, chiar mie mi-a plăcut foarte mult cum sunt acolo în natură, sub soare, și sunt convinsă că și hrana este de calitate. Dacă nu există varianta de păsări și congelate rapid pentru a ajunge în siguranță pe masa dumneavoastră. Cam atât pentru astăzi. Eu mulțumesc din inimă pentru invitație și pentru această oportunitate de a putea să mâncăm mai sănătos. Pentru că, din păcate, totul este limitat. Exact cum am discutat, în comerț nu cred că există o variantă. Sursele sunt foarte puține, în comerț aproape deloc și vă recomand, măcar dacă nu aveți așa surse, când mai ieșiți la restaurant, mâncați măcar vită și oaie. Atunci vita și oaia sunt niște animale care mai greu le poți... spunem, crește, și ele pot avea anumite intervenții cu antibiotice, dar măcar ele mănâncă iarbă, sunt animale mult mai curate. Eu, cel puțin, când merg în oraș și mănânc vită sau oaie la restaurant. Da, asta e altă discuție. În rest, porc, pui și curcan la apelație, cu încredere. Da, da, da. Mulțumim foarte mult încă o dată. Și îți dorim sărbători fericite și până atunci să ai vânzare cât mai multă. Să faci oamenii fericiți cu animalele tale fericite. Mulțumim. Vânzările merg destul de bine. Avem clienți foarte vechi deja care sunt recurenți. Problema e că după ce ai mâncat asta, mai greu te întorci la carnea convențională, pentru că și gustul e foarte, foarte diferit.
Sunt convinsă. Da. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați, masa de Crăciun este foarte importantă, să o petrecem în familie, dar să avem și alimente de bună calitate, astfel încât corpul nostru să se simtă bine și să ne bucurăm de tot ce este în jurul nostru. Cam atât pentru astăzi. Ana Maria Demetrescu, nu uitați, în fiecare marți de la ora 19, emisiune Nutriție și Sănătate. La revedere!